Finalizarea regimului de comerț asimetric Republica Moldova-Uniunea Europeană, de care beneficia și întreprinderile din stânga Nistrului, ar face comerțul acestora pe piața europeană nerentabilă. Declarații în acest sens au fost făcute de către reprezentantul intermar al așa numitului executiv de la Tiraspol, Maia Parnas, informează Dnester.ru. Întreprinderile își vor putea exporta producția doar cu achitarea taxelor vamale de până la 18%, ceea ce va influența direct acumulările la bugetul nostru și asupra indicelor macroeconomice, a mai declarat Parnas. Regim de comerț asimetric între Republica Moldova și Uniunea Europeană a fost introdus în anul 2008 și expiră la 1 octombrie 2016.